Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în fiecare an, la nivel global, peste 200.000 de copii sunt diagnosticați cu cancer, o boală care atinge nenumărate familii și comunități din toate regiunile lumii. Atunci când au acces la îngrijire de calitate, mai mult de 80% dintre copiii cu cancer pot supraviețui trăind o viață plină și sănătoasă. Cu toate acestea, mulți copii din țările cu venituri mici și cu venituri medii nu primesc sau nu beneficiază de îngrijiri medicale și, în consecință, peste 90% din decesele cauzate de cancer în rândul copiilor apar în situații de resurse scăzute. Pentru a le oferi o șansă copiilor din România, la Constanța în acest weekend va veni unul dintre cei mai reputați doctori specializați în oncologie pediatrică din Turcia, profesorul Ceyhun Bozkurt. Tratamentul bolilor pediatrice de sânge sunt organizate după ce pacienții sunt consultați în două policlinici, boli pediatrice de sânge diferite. În sala de zi ambulatorie pentru chimioterapie se fac infuziile de chimioterapie și pacienții care necesită primesc transfuzii de sânge. Chimioterapia este asigurată de către asistente cu experiență în chimioterapie în cabinete preparatorii de chimioterapie dotate cu filtre HEPA. Unitățile sunt organizate conform necesităților copiilor, în așa fel încât să le crească calitatea vieții în perioada de timp petrecută în spital. Toate serviciile medicale din secție sunt furnizate de personal specializat academic cu experiență, a declarat Ceyhun Bozkurt, doctor oncolog la un spital din Turcia pe secția de hematologie și oncologie copii. Evenimentul va avea loc sâmbătă 28 iulie la un spital privat din Constanța, situat pe Bulevardul Mamaia, numărul 231, la etajul 3, interfon 033. Pentru programări, pacienții pot suna la numărul de telefon 0727 593 533. Consultațiile sunt gratuite.